acolo. L-a omorât Canarii cu un Deagle. I-a dat dezistat la CSGO-ul ăla. Hai noroc băieți și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Astăzi continuăm cu seria noastră de Overwatch pe CSGO, serie care apare în fiecare zi la ora 10, așa că fiți pe fază, dați like, eventual un subscribe dacă vă place ceea ce fac. Și cum o spun la fiecare Overwatch și vă sfătuiesc că dacă aveți posibilitatea să faceți un Overwatch, faceți-l, așa poate mai rărim și noi din codați ăștia infecți, că nu-i mai suport. Așa, acestea fiind spuse, să dăm examinare de UV, să ne vedem ce ne mai așteaptă în acest video. Deci, suspectul nostru joacă pe Mirage. Știu, că urc eu ăsta un pic. Ok. Haide să încarce. Haide, bă. S-a încărcat. Ok, ia să vedem. 50% hit rate-ul. Am înțeles. Îmi place a început meciul. Ok, ține mid-ul cu scout-ul. Face un pic, se uită, nu e nimeni. Uite pe B, că a primit informații de la băieți. Bă, raș, B, sucă, bliet. Ok. Era un acolo, ancora. Cei de la Terra au reușit să ia site-ul. A fost stăpânire pe site-ul B. Și a murit de la grenadă, suspectul nostru. Bă, până acum nimic suspect. Stă în baza APK, deci a primit report aia. Va fi activată mai târziu. Hai să vedem faze. Deci până acum nimic suspect din partea suspectului. Deci iar pe mid, face pick-ul pe mid de unul acolo. L-a omorât Canarii cu un Deagle. I-a dat dezistat la CSGO-ul ăla. One dig. Direct pe frunte l-a pus. Tero da oraș în B. Killy face un kill. De ce ține ăla așa? Nu ține nimeni la mașină așa, adică n-am văzut, bine, poate o zic că este unul după stâl și de-aia ținut ținte așa, scopul, în fine, plauzibil, pare plauzibil. Acum ce face, de ce nu se bate, încearcă să salveze AVP-ul? Și ce trebuie, de ce nu plantează? Ai, ăla pe șur care nu lasă, am înțeles, măi. Ce scuze că dai ora 12:30 și eu am zis să fac video ăsta, acum am promis, apare în fiecare zi, păi în fiecare zi apare video, băieți. Așa că dați like acolo. Poate mai greșesc așa un pic. Sunt un pic obosit. Ok, 2 versus 1. Am 2 de la 3 sunt secat. Suspectul nostru e secat. Plantează bomba. Da, și ăsta e nubalorul de tot de la Tero. Ia caut. Pare că îl joacă numai cu AVP-ul. Cumva un fel de mini Kenies, ca să zic așa. A luat Taze-ume. Ok. Cât pe aici să moare ea de la încă o grenadă. Du-te pe, nu mai are timp. A încercat un nou scop acolo, nu i-a mers, a dat nou scop, nu mai are timp, frate, nu mai are diffuse. Și s-ar putea să cadă și AVP-ul. Da, am mărit AVP-ul și AVP-ul. Și-a luat iar AVP? Și-a luat seringă. Exact, cred că vine pe mine, nu vine. O să fie un rush de ea. De data asta. Nu e un pic prin palat, trebuie prin rampă. Ia să vedem. Deci până acum nimic suspect. E un jucător curat, cum trebuie să fie toți jucătorii de Counter. De ce a primit report pentru griefing.
Ăla lui arde acolo, am fugit până la urmă. A dat bine, a pus finta. Aici a fost un a avut un reflex bun. Atras, n-a fost pre-fire, n-a fost nimic. Totul normal până acum. Nimic ieșit din comun, ca să zic așa. Cine a treia a reușit să ia și o rundă. Ia să vedem aici pe ce loc e suspectul. Pe locul 2 cu 7 kg. A dat un flash prost. Pe al doilea dă bine. E unul tău mâi de acolo după cutii. Nu, cred că e mai mult ca sigur. Cred că e curat. Până acum nimic suspect. Omul e curat. Pune scop, o trage, nu face prin fire, nu îi urmărește prin tine, nu se duc gloanțele în cap. L-a omorât după domnul de l-a omorât pe Heron. Ultimul e pe site-ul A, cred că e sandwich acolo, e la sandwich. Da, acum s-a dus pe site-ul A, vrea să planteze. Are timp să planteze. Ia bine, vine ăsta încet, s-a răzgândit. Mamă, dar ce a făcut ăla cu un Egevo acolo? Pare că încet încet te galează, cei de la Counter. Counter e mai bine să așa. Cei de la Counter, cei din Counter era acolo. Din Counter. Ha, bana, prea obosit la ora asta, băieți. Ok, e un oraș de B, sunt 3 pe B, cred că vine pe another, 2 top of mid. Ok, unul e sub balcon aici, sub window, ce scuze. Și a fost omorât. Este de mea. 6-4. Tero a reușit să ia runda. Nu ce trebuie, am ți-a pus ceva în gât. Dat un smoke, ce vrea să fie asta? One is smoke. Unul rampă, sare, se retrage. Unul pe mid. Ah, și 3 pe PB. Hai să vedem. Două VP. Două VP-uri. Mai bine zis. Doi sniper, cel mai bine zis așa la CT. Wow, nu pierdea pe toți. Suspect, ai mort. Mamă, lăsase un 1 viață. Și asta la 5, bă, au reușit să ia runda cei de la Counter. Bravo, Counter, bravo. Ok. Face picul pe mid. E nimeni pe mid. Încearcă el acolo niște grenade, încearcă el acolo niște flash-uri, încearcă el să aibă un pic de movement. What? No, nimic să sper. Pur și simplu a fost, să zicem așa, o coincidență, a tras până să ajungă la, bine, nu era chiar la un metru, până să ajungă la un metru de ușa acolo, la palat. Dacă era acum avea oale așa cuțită exact pe el, bang, mare headshot sau dacă n-aveai în piept sau nu știu. Aici a fost pula, ăla pur și simplu a intrat în țint, a avut reflex atras. What? Este să mai vedem un pic faza asta, că parcă
Ceva n-a fost bine. Ce mai? Să dau înapoi? Și trec cum am făcut, l-am stricat, gata. Tocul. No! Am ieșit de tot. Da, bravo. Foarte bine. Hai să mai trăm o dată. Aici vreau să mă uit eu la ceva. Ceva era suspect aici. Nu aici. Da, nu a fost nimic suspect, mi s-a părut. Bă, nimic suspect. Nu știu ce mi s-a părut mie acolo. Da, asta că-i dat pe încet. Dar n-a fost nimic suspect. Acum stă AFK în bază la el. Așa, bine, dar cum se cât e? Și e fapt, pick rate. Sau pe cât vine Overwatch, pe cât îl dă demo. Aici a vrut să tragă, dar a luat a schimbat repede arma, a apăsat repede Q. M-am un joc numai cu seringa, poate e un smurf ceva. Ține prea aproape un viu acolo, dar în fine a tras așa, acum se retrage, se ascunde. Nu. Deci, dovede suficiente peste tot. Că dacă e doar o singură fază, nu puteți să sau mai două faze, să zicem așa. Toți avem Lucky Shot-uri, bulanuri, să dăm așa. Oricum și spune Slavă Raci. Deci, dacă nu sunt la 100 sigur, mai bine dai dovezi suficiente. Deci acum nu e 100% sigur. Cel mai bine așa, să nu dăm bani nevinovat la om. Oricum, nu doar eu fac, mai o să mai, videoul ăsta, overwatch-ul ăsta o să mă aducă la mai mulți. Bun, băieți, cam asta a fost cu acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Uitați de like, share și o abonare. Și ne vedem data viitoare. Salut! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.